Oana Iubiță a fost unui primar, Viorel Lis, trăiește și ea bine ancorată în realitatea economică înconjurătoare. E gata să facă economii atunci când trebuie, însă, cu toate astea, nicio criză din lume nu o poate face să renunțe la micinii ei plăceri. Dacă e criză, criză să fie, dar asta numai până la unghii. Clar? Chiar e adevărat cu criza asta mondială că toată lumea e speriată. Și nasol pentru noi femeile, acum de seama, bărbații să nu mai aibă bani, ce facem? O să trebuie să mă angajez. M-am gândit că dau foarte mulți bani pe prostii și la chestia asta să mai încerc să economisesc. Fac și o economie la chestiile astea care, eu știu, să nu mai consumat lumină, să la mine toate lizoarele merg, toate luminile, toate astea. Ce să nenunț acum, să nu mai ies în oraș, să cât de cât. Asta nu se poate, nu? Nu se poate. Să nu mai fac manicura, ce să fac. Mă mai certam cu Viorel, îi ziceam, lasă că eu mă duceam. O să fii independentă și mă angajez și mi-e ce. Hai, lasă că îți dau eu, drag, cât o să dea aia salariu? 10 milioane? Îți dau eu 12 și îți dai acasă. Odată unghiile aranjate, Oana a fost gata să-și arate și latura ei mai cumpătată. A renunțat la autoturismul ei luxos și s-a urcat dezinvolt într-un mijloc de transport în comun. Aole, nu mai vine tramvaiul ăsta odată. M-am gândit să luăm tramvaiul ca să nu mai consumăm benzină. Uite că îngheze frig, Doamne, e groaznic. Nu e bine, nu? Nu, nu e bine cu economia asta de piață. Să nu fac un atac de panică. Cum e asta? Mai mers cu tramvaiul de câțiva ani. Nu știu. E ok, na. Mi-aduce aminte de studenție, ca să zic așa. Deci, adio mașină și restaurante de fițe. Lui Viorel se pregătește un meniu de criză, făcut în casă cu ingrediente ieftine de piață. E mai ieftin. Cât este kilogramul? 2 lei. Dar e cam scumpă piața asta. Am văzut și cu 14 lei. Sper să se bucure Viorel. Va fi încântat că îi gătești, nu? Da, îți dai seama. Ceapa asta, asta e ceapă sau usturoi? Că nu prea cunosc. Uite că și eu astăzi am mers cu tramvaiul, am mâncat sau o să mănânc și eu și Viorel mâncare de cartof și să nu disperăm că eu cred că o să treacă și nu o să murim de foame, ți-am zis. În niciun caz. Adina Buzatu nu este prea speriată de criza despre care vorbește toată lumea. Dacă se va pune vreodată problema să fii nevoită să îți închizi afacerea, să nu mai ai veniturile pe care le ai și să trebuiască să faci anumite treburi prin casă, inclusiv să gătești. Doamne ferește, dacă o să ajungem în această situație, prefer să mănânc pâine și dacă nu stau nici pâine, să mănânc cartofi negătiți, pentru că de prăjit nu-mi pot să-i prăjesc. Și asta e real, e un lucru real și vă spun cu mâna pe inimă, dar asta provine din faptul că, efectiv, nu-mi place să fac. Când nu-mi place ceva, nu pot. Eu merg să mănânc un sandwich sau un shawarma atunci când mi-e poftă și îmi iau gogoși când vreau și nu mi-e rușine de asta și mi-au covrigi și nu-mi place să trăiesc în puf oricum. Nu pun preț pe asta. Apropo, colecție. Cât costă butonul ăsta? Măi, să știi că nu scumpi. Bine, încep la 4.900.000, aceia din mâna ta sunt 4.900.000 și se numesc pedale. Îți doresc poftă bună, așa, deci lângă de o ciorbă de 5 lei. Bună. Deci, Adina, ești salvată în orice situație. Cu siguranță. Foamea este una dintre spaimele pe care criza economică le poate aduce, iar în asemenea momente, unii își îndreaptă speranțele către iubiții conducători, ca pe vremea în care țara era condusă din două cabinete. Dragi politicieni, Elena Ceaușescu vă spune să puneți fundul la bătaie. Nu știu, trebuie găsite soluții, dar nu le găsesc eu acum. Elena nu are soluții, dar sfaturile sale continuă nestingherite să se facă auzite. Am înțeles că se scumpesc hainele. Iată, dacă există și această scumpire a hainelor, luăm țesătoarele noastre vechi de la țară. Uite, iată că sunt patriotă. Așa cum noi a salvat omenirea cu arca sa, eu, Elena, vă îndemn să punem toate economiile într-o arcă și să nu lăsăm România să ducă pe apa sâmbetei. Nu știm dacă fotomodelul Marinela a auzit de sfaturile Elenei Ceaușescu, însă atunci când ești îmbrăcată în rochie de mireasă, parcă nu mai contează nicio criză, oricât o fie de mondială. Pe rochia asta e pietre Swarovski sau da, ce? Sigur că da, normal, nu se pune problema de așa ceva, asta să o vedeți. Așa o piretă, de exemplu, acum că știu, uite, e criză mondială financiară. Așa. Tu ai o grămadă de pietre Swarovski pe tine. Da.
Adică costă foarte, foarte mult. Da, dar rochia nu este a mea, din păcate. Doar o port pentru câteva minute. La ce renunța, dintr-un moft al tău? Păi nu știu, trebuie să te gândești bine. La ce renunța? Sincer, nu știu, la ce aș renunța? Sincer, mi-ai pus o întrebare foarte grea. Nu... La shopping, la... Să punem problema, pentru că shopping-ul este preferatul meu. Deci nu renunț la shopping. Nu renunț în niciun caz. Nu am la această renunță, mi se să mai mergi cu mașina, să mergi cu metrou sau... Sincer, mai merg cu metrou, că aș minți să spun că nu mai merg cu metrou, nu merg non-stop în mașină. Dar nu știu. Nu, să nu mai ieși în cluburi, nu știu, n-ai renunțat la nimic, nu? Nebunită după cluburi, yes, recunosc, dar nu sunt nebunită după cluburi. Nici Fizz, băiatul cu blană, care ne încânta cu versurile sale sacadate, nu a rămas insensibil în fața crizei. Nu este foarte speriat, pentru că știe și el foarte bine ce e de făcut. Păi, dacă nu el, atunci cine? Cred că totuși această criză ne afectă pe toți, mai mult sau mai puțin, dar încercăm să supraviețuim, cum se spune. Și la ce ai fi dispus să renunți? Să zicem că... Păi, ca toată lumea, mai reducem în cheltuieli, nu? Mai renunțăm la o mașină? Apasă pedala cât poți de tare, lasă muzica să urle în difuzoare, rulează cu viteză de croazieră și lasă-le pe fete să facă atmosferă. Deci ai renunțat în primul rând la mașină? Da. Cu toate că e greu. Deci mașina... De marcă, de da, nu prea am pus eu preț foarte mare pe haine de marcă, consider că haina trebuie să-ți vină bine pe tine, nu trebuie să ai neapărat haine de firmă. Criza mondială nu iartă pe nimeni, că doar de aia se spune mondială. A ajuns până și în curtea castelului din Fundeni al Marianei Calfa. Cu toate acestea, artista este optimistă și e convinsă că va trece cu bine peste toate, atât ea cât și animaluțele ei preferate. Nu o să mai bani să le iei mâncare la căței, ce o să o faci? Doamne ferește, chiar nu doresc casa nimănui. Dacă e să am astfel de probleme, aș renunța mai repede la hainele de firmă, să zic așa. Și în niciun caz n-aș renunța la animăluțe. Eu cred că pentru artă și animăluțe, v-am spus, se rezolvă problema. În cazul în care criza financiară apare chiar și pe la mine în casă, te vând, firai să fii tu, te vând pe tine, dar în niciun caz animăluțele mele n-am să le dau niciodată. Flora Anastase este la fel de atașată de iubitul ei, Kiki. Nu i-ar putea despărți nici măcar o criză galactică sau universală, dar amite una mondială. La bine și la greu, Flora și Kiki sunt și vor rămâne mereu împreună. Americanii am auzit că de când cu această criză și-au abandonat animalele în stradă. La Kiki ai fi capabilă să renunți? Nu pot să cred ce îmi spui și nu pot să cred că un om în deplinătatea facultăților mentale ar putea să renunțe la animalul pe care de bunăvoie l-a luat. Dar, sigur, dacă situația o va impune, de ce nu? Pot să fac anumite economii, ca să spunem așa, și cu el. Are o căinuță Christian Dior de piton, are un training Gucci, are câteva piese, ochelari de soare, are ce-i trebuie, dar, repet, acelea au fost în perioade de efervescență economică. Ca orice femeie de afaceri, Flora știe când și cât trebuie să strângă cureaua. Nu este teamă de sărăcie, însă face tot posibilul să fugă de ea. Cât estimezi că vei pierde dacă nu știi să iei măsuri? Probabil că nu pot să estimez în acest moment. E undeva la ordin de milioane. De euro. Da. Nu pot să estimez în acest moment. Eu am o activitate, să spunem, în domeniul modei, unde, paradoxal, pot să spun că am vândut foarte bine. Luxul s-a vândut foarte mult în perioadele de criză. Pe planul imobiliar, însă, a doua latură a afacerilor mele, pot să spun că da, m-a afectat. Resimt un blocaj și nu pot să-mi eliberez lichidități. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că încă am destule lichidități și nu sunt nevoită să renunț la confortul meu zilnic. Mă gândesc înainte de două ori înainte de a scoate câteva mii de euro pe poșetă. Sunt o mare consumatoare de foarte mulți ani de lux. Probabil că undeva s-a întâmplat și o saturație. Noi suntem în interiorul unui război mondial. Sigur că el nu se mai manifestă armat, dar s-ar putea anul viitor să manifeste și armat. Pentru că asta este ce se întâmplă.
o criză economică de asemenea proporții nu poate, nu se poate încheia decât printr-un conflict armat. Poți tu, Flora, să trăiești și cu mai puțin, adică și cu haine nu atât de scumpe? Trebuie să pot. Și mai ales este un exercițiu de voință și este o provocare.